Vineri 25 octombrie, începând cu ora 13, la Centrul Cultural Mihai Eminescu din Dumbrăveni, Suceava, se lansează a 8-a secvență a turneului Cartea de Identitate, ce constă într-o donație de carte realizată de Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România, urmată de o conferință și momente artistice susținute de Horațiu Mălăele, Nicu Alifantis și George Mihăiță. Conform organizatorilor, evenimentul este inclus în cadrul simpozionului de poezie Poeții Nemuririi Noastre, Mihai Eminescu, Adrian Păunescu, Grigore Vieru, Nichita Stănescu. Simpozionul este organizat de Primăria Dumbrăveni-Suceava și primarul Pavel Ioan. Cartea de Identitate este un program cultural, artistic, educativ, social și comunitar, prin intermediul căruia comunitățile din 10 orașe ale României au un acces democratic la resurse și opere culturale, artistice și identitare. Patrimoniu cultural național și din categoria operelor fundamentale. Astfel, prin intermediul bibliotecilor publice din cele 10 orașe ale programului, Craiova, București, Bacău, Brăila, Timișoara, Galați, Arad, Dumbrăveni, Suceava, Buftea și Odorheiu Secuiesc, comunitățile primesc în dar peste 1000 de cărți din categoria operelor fundamentale. Conform organizatorilor, donația de cărți către 10 biblioteci, însumând peste 1000 de titluri de la editurile membre ale asociației, nu este doar un dar, este în Anul Cărții un îndemn spre lectură. Poezie, proză, teatru, studii culturale sau albume de artă, dicționare, iată ce conțin cele 1000 de titluri. Turneul Cartea de Identitate vine să acopere achiziția de carte din categoria operelor fundamentale în bibliotecile publice din România, în condițiile în care în ultimii ani bugetul dedicat acestor achiziții a cunoscut drastice reduceri. Turneul Cartea de Identitate realizează un acces democratic al comunităților din 10 orașe ale României la resurse culturale de patrimoniu cultural național, luptând pentru formarea și educarea unui public de opere literare canonice, identitare, europene și naționale. Astfel, programul asigură, într-o formulă interactivă, creșterea gradului de competență culturală și acces la cultură a beneficiarilor proiectului.